Șoferii vor putea plăti rovinieta pentru o singură zi. Ea va costa puțin sub prețul cele săptămânale din prezent. Aceasta din urmă va fi înlocuită de o taxă de 10 zile. Iată toate modificările privind rovinieta și de când sunt aplicabile. Se anunță modificări la perioada de valabilitate a rovinietei, dar și la prețul acesteia. Șoferii vor putea plăti rovinieta pentru o zi, dar ea va fi mai ieftină cu doar 3 lei față de cea actuală pentru o săptămână. Nu vom mai avea taxă pentru un o perioadă de 3 Luni, și apare cea cu valabilitate de două. Una dintre schimbările așteptate de România este introducerea rovinietei pentru o zi. Prețul va fi însă destul de mare, 2,5 euro, față de 3 euro cât costă în prezent rovinieta pentru o săptămână. Aceasta din urmă ar putea să fie înlocuită cu o taxă de drum pentru 10 zile la prețul de 3,3 euro. În loc de rovinieta de 90 de zile din prezent, vom avea rovinietă pentru 60 de zile la prețul de 28,2 euro pentru vehicule de marfă și 8,4 euro pentru autoturisme. În prezent, în România, putem cumpăra roviniete pentru o săptămână, o lună, 3 luni sau un an. După 25 martie, durata rovinietei va fi de doar o zi, 10 zile, o lună, luni sau un an. Pentru rovinietă cu valabilitate de un an, tarifele nu vor fi modificate. Vom plăti în continuare 28 de euro pentru autoturisme și 1210 euro pentru camioane, relatează newsweek.ro.